aflăm la cercetarea la fața locului a unui accident soldat cu decesul conducătorului auto, care conducea un autoturism Volkswagen Passat dinspre Botoșani spre Flămânzi, nu adaptează viteza la un sector de drum cu limitare maximă de viteză 40 de km la oră și indicator de avertizare drum cu denivelări, împrejurare în care pierde controlul volanului, părăsește partea carosabilă și intră în impact cu malul pârâului Metin. Din impact a rezultat decesul conducătorului auto. Efectuăm cercetări în continuare pentru stabilirea cu exactitate a celorlalte circunstanțe în care s-a întâmplat accidentul. Cam care e distanța de la locul impactului până unde a ajuns mașina? Aproximativ 220 de metri.